punctul meu de vedere, Emil Boc, dacă ar fi bărbat adevărat, și-ar da demisia. În momentul în care ai o altă viziune față de baza partidului, cu care ai candidat la primăria Clujului, ți-ai dat demisia și ai spune gata, ne-am despărțit, avem alt viitor. Eu mi-aș da demisia, cred că aș fi mai bărbată un pic decât domnul Emil Boc. În privința doamnei Elena Udrea, vreau să vă spun că nu mă pot gândi la altceva și vă spun cu maximă sinceritate, văzând toate aceste jocuri, artificii, dezbateri intense în Partidul Mișcarea Populară, nu mă pot gândi la altceva decât la ce reacție va mai fi nevoit domnul președinte să apeleze în condițiile în care a semnat primul pe lista de semnături pentru Cristi Diaconescu. Dar v-ați delir de președinte, ce vă, deci, sunteți așa îngrijorată. Asta este singurul lucru la care eu mă gândesc. Săracul în ce situație va mai fi pus și ce va mai trebui să spună. Eu una nu mă gândesc la asta. Doamna Turcan, PDL-ul nu are de gând să-l sancționeze pe Emil Boc pentru această susținere declarată în favoarea candidatului Elena Udrea? Nu mă refer neapărat la Emil Boc. V-am spus, Emil Boc, dacă ar fi bărbat și-a dat demisia. Dar nu vrea să piardă mandatul de primar. Era previzibil, tot timpul va fi acolo unde există tandemul, să spunem, Elena Udrea Traian Băsescu, îi leagă niște chestiuni legate de perioada de guvernare. Asta este, pot să înțeleg. Pe de altă parte, mă deranjează faptul că aceste ieșiri jignesc membrii partidului care au stat alături când partidul i-a fost greu și când era atacat din toate părțile și când trebuia să susținem niște măsuri dificile luate de Emil Boc. Da? Luate și asumate de Emil Boc. Da, și pe acești oameni îi sfidează.